Gnocchi din cartofi cu sos ragù. Rețeta de gnocchi este foarte simplă și e un clasic al bucătăriei italiene. Pentru a pregăti gnocchi din cartofi, începeți prin a fierbe cartofii. Puneți cartofii într-o cratiță mare și acoperiți cu multă apă rece. Vom avea nevoie de 1 kg de cartofi, 300 de făină, un ou și circa o linguriță de sare. Din momentul în care apa ajunge la fiert, numărați în jur de 30-40 de minute, în funcție de mărimea cartofilor. Faceți testul furculiței și dacă intră fără dificultate în mijloc, atunci îi puteți scurge de apă. Între timp, cerneți făina pe masa de lucru și adăugați sarea. Rețeta la ragu găsiți în comentarii sau pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Amestecăm puțin. Cât sunt încă fierbinți, pasați cartofii pe făina cernută, unde ați adăugat un praf de sare. Nu va fi nevoie să-i curățați, pentru că coaja va rămâne în interiorul mașinii de pisat cartofi. Apoi amestecați puțin cartoful cu făina și sarea, să se răcească puțin. Adăugați apoi oul. Amestecați. Apoi strângeți bine cu o paletă toate ingredientele. Și amestecați totul cu mâinile până obțineți un aluat moale, dar compact. Amintiți-vă că dacă îi lucrați prea mult gnocchii, se vor întări în timpul gătirii, așa că frământați doar timpul necesar. Rețeta la ragu găsiți în comentarii sau pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Aluatul nostru este gata. Luați o parte din aluat și întindeți-o Pentru a face acest lucru, ajutați-vă cu făină pe placa de lucru. Între timp, acoperiți aluatul rămas cu un prosop pentru a preveni uscarea acestuia. Tăiați lămiorul în bucăți mici și pentru a obține forma clasică, puteți folosi o furculiță sau îi puteți lăsa pur și simplu așa. Tot în acest caz, folosiți făină pentru a nu se lipi. Pe măsură ce pregătiți gnocchii din cartofi, aranjați-i pe o tavă cu hârtie de copt, ușor dată cu făină și eventual să fie bine distanțate între ele. Gnocchii cu ragu sunt mai gustoși când sunt proaspăt făcuți, dar dacă vă rămân, îi puteți închide într-un recipient termetic și îi puteți ține la frigider circa 2 zile. Nu uitați să mă urmăriți și pe pagina mea de Facebook, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, și să-mi lăsați mesaj în comentarii de unde mă urmăriți. Și nu uitați să vă înscrieți la canal. Punem o oală cu apă la fiert, o apă sărată, și o să gătim gnocchii din cartofi
pentru aproximativ 5-6 minute. De îndată ce observați că gnocchii se ridică la suprafață, scurgeți-i și puneți-i în sosul ragu. Și apoi, cine dorește, o mână generoasă de parmezan.